O pacientă de 68 de ani cu fractură de femur a fost adusă în această dimineață cu o ambulanță smurd de la Cahul la Chișinău. Misiunea a fost realizată în comun de medicii și paramedicii din România împreună cu colegii din Republica Moldova. Doctorii români au monitorizat pacienta pe durata transportului pentru a interveni în cazul apariției unor complicații. De 1 mai, șapte medici și doi paramedici din România lucrează la Spitalul Raional Cahul în secția terapie intensivă. Cadrele medicale au venit în țara noastră săptămâna trecută împreună cu cei 43 de medici români care vor lucra în prima linie în secțiile dedicate bolnavilor de COVID-19 din Chișinău, Bălți și Cahul.